Domnule Bădescu, legat strict de ce se întâmplă cu acest TikTok, știm că este o sursă de venit atât timp cât se îndeplinesc niște condiții, cum ar fi un număr mare de vizualizări, la fel ca și pe alte platforme de social media. Credeți că, având în vedere aspectele acestea financiare problematice în care se regăsesc mulți cetățeni de la nivelul țării noastre, pentru că copiilor acestor cetățeni li se restricționează cumva și capacitatea aceasta de consum financiar, sunt tentați să facă aceste filmulețe prin care să înregistreze vizualizări foarte multe, ca de acolo să primească o sursă de bani, ajutându-i astfel și pe părinții lor? Nu știu dacă se întâmplă lucrul ăsta, adică puțin copii în România. Pentru că totuși acum copiii în ziua de astăzi își doresc să fie din ce în ce mai independenți financiar. Da, dar vedeți ce se întâmplă, așa zisele câștiguri care vin cu chestia asta sunt nesemnificative raportat la numărul populației. Adică există niște vârfuri în industriile astea care realmente câștigă. Cum e și în tenis. Top 100 jucători de tenis ATP îi scot cheltuielile cu turneele. Restul fac tenis de plăcere, adică ei plătesc să facă tenis. Deci numai vârfurile ajung să câștige. Sunt foarte puțini, dar restul consumă foarte multe resurse și timp. Acum e un balans între chestiunea asta. Eu, sincer vorbind, nu sunt adeptul interzicerii, pentru că, până la urmă, omul e liber. Eu cum nu stau pe TikTok să fac chestia asta? Deci dacă eu pot, eu cum nu mă duc în sălile de jocuri de noroc? Deci, nu, e o responsabilitate individuală până la urmă. Există și societăți în care, știu eu, se interzice chestia asta. Am văzut, spre exemplu, în Asia, în anumite țări din Asia. Și anumite efecte pot agrea că sunt benefice. Oamenii sunt mai puri acolo, n-au acces la site-uri porno, n-au acces la... Da? Și am văzut pe figura lor că sunt oameni mai curați. Așa este. Dacă te duci în sud-estul Asiei, în anumite țări. Noi le zicem că nu sunt libere din punctul ăsta de vedere, dar sunt anumite efecte bune. Dar nu cred că trebuie mers pe linia asta de interzicere. Asta trebuie făcut în familie, până la urmă. Familia poate să interzică, nu trebuie să vin eu de sus să îmi facă statul să-mi interzică TikTok-ul. Eu dacă am suficient, am timp la dispoziție și am un copil, mi-am luat responsabilitatea că am făcut un copil, eu, ca părinte, pentru că cât timp copilul e în administrarea mea și pe costurile mele, e evident că ai puterea asupra lui, nu? Pentru că trăiește la tine, pe costurile tale. Am puterea să interzic TikTok-ul. Adică voi găsi formule. I-am luat telefon. Da? Deci e o chestiune de decizie individuală și de familie, în primul rând. Nu cred că trebuie să vină cineva de sus și să impună tuturor ce să facă. Asta este acest paternalism etatist. Nu ne face decât să ne ducă într-o situație de handicapați. Adică noi suntem handicapați. Noi nu mai suntem în stare să gândim, să ne luăm decizii. Nu suntem oameni raționali. Am ajuns în secolul 21. Avem toată cunoașterea lumii la un click distanță pe telefon. Și nu suntem în stare să luăm decizii benefice. Și mai mult decât atât, dacă punem pe alții la nivel de stat să ia decizie cu ce se întâmplă la mine în familie, dacă se uită copilul pe TikTok sau nu, asta mă duce într-o stare de handicapat. Nu voi mai lua decizia, bine, o ia statul. Și eu mă prostesc. Și vom ajunge în filmul Idiocracy, dacă l-ați văzut, din 2005, un film premonitoriu, recomand, îl găsesc oamenii pe Netflix. Înțelegeți? Pentru că nu mai impun mintea la contribuție. A, l-a interzis statul. Deci eu nu mă mai gândesc la ce e bine pentru copilul meu. Păi asta, generație peste generație, ne va duce într-un film precum Idiocracy. Sclavi și incapabili de a lua decizii. Ori eu nu cred că oamenii, Dumnezeu când ne-a lăsat pe pământ, nu ne-a lăsat cu această menire. Ne-a lăsat cu minte în cap, suntem cea mai evoluată specie de pe pământ și avem capacitatea de a lua decizii. Sigur că dacă sistemul e arhitecturat incorrect, în sensul în care așa își face statul banii, cum am dat exemplu mai devreme, statul își face bani dacă jocurile de noroc, da, dacă oamenii le accesează, păcătuiesc, le să zic așa, sau sunt
adepții acestor activități. Asta deja e o arhitectură sistemică eronată, pentru că practic recompensează păcatul. Aici e o problemă. Și aici omul politic ar trebui să gândească intelectual. Unde sunt intelectualii care să gândească la chestiile astea și după aceea să se ducă și să propună alternative? Probabil că ei există, dar sistemul nu le dă voie să intervină pentru că ar fi pierderi imense, așa cum spuneam, păi la da, nivel economic. Da, dar trebuie să arhitecturăm cumva altfel. Că nu e, ăsta nu e zeul, nu e banul. Noi putem să ne organizăm viața în societate și într-un alt mod. Banul este un instrument de schimb și un instrument de păstrare a valorii. De-aia nu trebuie să devalorizezi banul, că și asta e o altă cauză, vedeți? Inflația. Ziceți că n-are legătură. Ce are, domnule, inflația cu TikTok-ul? Are. Pentru că inflația e produsă de băncile centrale și comerciale prin expansiunea monetară fără acoperire. Omul nu poate să mănânce 3 kg de carne pe zi. Deci ăștia suntem oamenii, atâta mâncăm. Prin urmare, acest surplus monetar se duce către niște direcții. Se duce către imobiliare, se duce către prețul acțiunilor și se duce, iată, și către jocuri de noroc. Și, înțelegeți? Deci iată cum inflația dă naștere la posibilitatea de a te duce cu banul în... mai multe direcții. Ba chiar e stimulat, pentru că zici, bă, dacă nu-l consum, eu mâine, deci trebuie să-l consum azi. Că dacă mă duc cumva peste o săptămână la jocurile de noroc, o să mă joc mai puțin decât mă joc azi. Păi nu mai bine mă joc eu azi? Înțelegeți? Deci iată cât de multe lucruri sunt influențate de politica monetară. Nimeni nu vorbește despre ea. De ce nimeni nu vorbește despre ele, domnule Bădescu? Pentru că cei care înțeleg, nu sunt mulți care înțeleg, unu, cei care înțeleg nu ar vrea să schimbe, pentru că sunt beneficiarii sistemului, marea majoritate a celor care înțeleg, iar ceilalți nu înțeleg. Și cei care înțeleg au monopolul producției de monedă, monopolul forței pe unitatea de suprafață, monopolul reglementării. Și având monopolul emisiunii monetare și alocării monetare, distribuției monetare în economie, că revenim și la asta imediat, ei practic decid, spre exemplu, despre ce vorbim la televizor. Deci dacă aș fi apărut la un canal mainstream cu treaba asta, mă scotea din direct. M-ați înțeles? Deci singurul noroc e că mai aici sunt... puteți vorbi liber. Mai sunt câteva... Da. Dar... Este o arhitectură eronată în sistem. Uitați-vă, se produce moneda. Odată avem producția de monedă și doi, distribuția de monedă în economie, da? Producția de monedă e monopol. Ăsta e un dat, așa, nu-i credem că nu se poate schimba chestia asta? Adică chiar a lăsat Dumnezeu chestia asta pe pământ? Eu n-am văzut scris în Biblie treaba asta. Deci nu e un dat. Deci putem gândi că poate nu e bine să fie monopol. Și după aceea distribuția. Cum se întâmplă distribuția asta? Băncile comerciale. De la băncile comerciale se duc la firmele. Care firme? Firmele mari, care au capacitate de îndatorare. Și ălora le dau, primesc primii bani și cu condiții cu dobândă mai mică. Și unde se mai duce? La stat. De-aia statul e de conivență cu sistemul bancar, că e printre primii beneficiari. De la stat se duce la furnizorii statului, politici, și tot la firmele mari, că ăștia sunt furnizorii statului, la salariații statului, la salariații firmelor mari și se mai duce la unii. La oamenii cu bani care pot să își facă credite. Și ei beneficiază, sunt primii cu acces la robinetul cu bani, când se face expansiunea monetară, primii. Și care au și condiții mai bune. Și după aceea, sigur că chestia asta se răspândește în economie. Dar ăștia se îndestulează, își iau case, deci crește cererea de... Tac, 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 crescând cererea, implicit prețurile cresc. Și ei cheltuie acești bani și se duc la firmele mici, la salariații. Deci se duc pe axa timpului, la T4-5, ajung și la pensionari când nu mai poate guvernul și dă o indexare care e mai mică decât rata inflației, ajung la salariați care au venituri fixe, când chirie ăia rău de tot, iar le mai indexez salariile
dar din nou mai puțin decât rata inflației, și după ce le indexați și ăstora salariile și pensiile, se duc și ei la piață și văd că, de fapt, bunurile și serviciile au deja prețurile crescute, pentru că masa monetară s-a îndestulat ăștia primii de la T1. Deci asta e o distribuție eronată a banului în economie. Mare atenție, ați înțeles fenomenul. Păi bun, deci dacă îl înțelegem, păi noi trebuie să punem presiune pe factorul politic să se schimbe această treabă. Ea nu e dată de la Dumnezeu. Nu există problemă fără soluție. Deci iată de ce săracii ajung mai săraci și bogații ajung mai bogați. Sub, și noi continuăm sub ce formă ar trebui, domnule Bădescu, exercitată această presiune? Sub forma unor astfel de dezbateri publice, sub forma alegerilor, sub forma intervenției pe parlamentari. Adică acum, spre exemplu, nu se alege. Dar există parlamentari. Oamenii să se ducă peste ei, individual sau în comuniune, cu asociația de bloc, cu habar n-am, de cartier, de măsa pe gheață, și să le impună pe agendă această problemă. Problema inflației este majoră, pentru că ea răpește puterea de cumpărare a oamenilor. Asta înseamnă ce au muncit ei în trecut nu mai valorează atât în prezent. Și în viitor va valora și mai puțin. Și pentru că ei va valora mai puțin, ei vor fi obligați să muncească în viitor și mai mult. Și nu vor avea economii, și dacă n-ai economii, tu ești dependent. Dependent de locul de muncă, dependent de stat, dependent de... Și atunci ar trebui oamenii să își dea seama că politicul, probabil, vrea să-l facă dependent. Statul, sistemul, vrea să fii sărac și dependent.